Pisicile sunt niște creaturi pufoase și fermecătoare, fără de care e greu să ne imaginăm viața. Și deși printre aceste ființe putem găsi în mare parte doar drăgălășenii, există și monștri adevărați, care sunt interziși să fie crescuți în unele țări. Haideți să vedem cele mai periculoase și neprietenoase pisici de pe planetă. Așa că puneți un like și să începem! Chelsea este relativ o specie nouă. A fost înregistrată în Registrul Internațional de Asociații a Pisicilor doar în anul 1995. Pisicile de această rasă au un corp destul de musculos și proporții ideale. Masculii adulți cântăresc de obicei între 6,5 și 11 kg, femelele adulte între 6,5 și 9 kg. Botul lor nu este prea mare, urechile au o bază largă și vârfuri ascuțite. Dacă animalul este lăsat prea mult timp în singurătate, începe să se plictisească, iar plictiseala duce la faptul că caracterul ei începe să se strice. Devine iritabilă și seamănă cu strămoșul său sălbatic, pisica de junglă. Cu cât are mai mult sânge sălbatic, cu atât mai neîncrezător este un motan de rasă Chelsea. Ca urmare, dacă e mai puțin, cu atât mai sociabil și jucăuș va fi pufosul. Pisica abisiniana. Greutatea ei medie e de 4 kg, are un corp lung și mușchi dezvoltați. Crescătorii știu că pisicile de această rasă se înțeleg bine cu oamenii și alte animale, dar dacă nu le place ceva, își demonstrează imediat agresivitatea. Nu sunt împotrivă să dea dovadă de independență și libertate. Această pisică cu blană scurtă nu seamănă cu o pisică domestică simplă. Dacă este greșit educată, poate crește o ființă cu un caracter instabil, enervant, speriată de oameni. Niles. Cu grija corespunzătoare și înțelegere din partea omului devin niște animale de companie superbe. Sunt foarte mobile, adoră să se joace și să petreacă timpul cu stăpânul său. Pisica siameză. Este cunoscut că această rasă a apărut pentru prima oară în Thailanda, care înainte se numea Siam. Se consideră că pisicile siameze sunt unele dintre cele mai rele din lume. Necătând la aspectul original și anume blana deschisă la culoare care e în armonie cu lăbuțele, coada și capul, ochii de un albastru nemaipomenit, caracterul lor ne lasă cu multe întrebări. Reprezentanții acestei rase sunt răzbunători, stricți, prudenți și cer multe. Vor ține ranchiună și vor aștepta cu răbdare momentul potrivit ca să se răzbune pe cel care i-a supărat sau care pur și simplu se afla în apropiere în momentul în care animalul a fost umilit. Ele pot să se apere punând în mișcare ghearele și dinții. Poate să-i supere tonul nepoliticos sau nemulțumirea proprietarului, de aia trebuie să vă comportați foarte atent ca după asta să nu gustați din răzbunare. Din altă parte, oamenii adoră siamezii pentru devotamentul lor și pentru faptul că sunt jucăuși. Aceste pisici sunt vesele, active și se deosebesc prin faptul că sunt vorbărețe. Maine Coon. Reprezentanții acestei rase probabil că sunt cei mai mari. Corp puternic, piept larg, guler mare, blană foarte densă, aproape impermeabilă, coadă lungă și foarte pufoasă. Da, toate acestea descriu pisicile Maine Coon. Greutatea medie e de 6-8 kg. Din cauza dimensiunilor acestora pot fi oameni în țară pentru oameni. Nu lăsați aspectul acestei pisici să vă ducă de nas. Au fost cazuri când aceste pisici erau foarte agresive vis-a-vis de proprietarii lor. Maine Coon pot fi ostile cu necunoscuții care le invadează teritoriul. În general, însă nu sunt pretențioase și nu necesită condiții speciale. Nu trebuie să vă temeți de această rasă dacă stăpânul îi oferă atenția necesară și se ocupă de educarea ei. Savanah este hibridul dintre pisica domestică și pisica africană sălbatică Serval. Oamenii mereu au vrut să aibă acasă un prădător domestic. De aia și-a apărut ideea creării acestei rase. Este una dintre cele mai mari, ajunge la înălțimea de 60 de cm, iar greutatea de 15 kg. Necătând la așa dimensiuni, aceste pisici arată elegant și grațios. Nu este greu să fie deosebită de alte rude ale sale. Corp și gât alungit, labe lungi, urechi mari rotunjite și o blană groasă.
sănătoasă, cu pete. Originea pisicii Savannah este America. Pentru rudenia strânsă cu prădătorul sălbatic și dimensiunea sa, această pisică care seamănă cu un ghepard este interzisă în unele state, precum în Australia sau unele provincii din Canada. Acum în Marea Britanie se gândesc să pună interzicerea la creșterea acestei rase. În afară de asta, în unele state din SUA, de unde și este originară, această rasă e interzisă pentru creștere și întreținere la domiciliu. În Hawaii, New York, Georgia și Massachusetts, Savannah nu e recunoscută ca animal domestic, de aia ținerea lor în interior este interzisă. Pisica de junglă. Iată și unul dintre strămoșii lui Chaosi. Omul a făcut cunoștință cu acest motan încă în al treilea mileniu în Egiptul antic. Egiptenii numeau acest animal pisica de Nil. Acum mai este numit și râsul de mlaștina. În general, are o istorie destul de lungă de relaționare cu oamenii. E clar că e o fiară sălbatică, dar devine tot mai des un locuitor al blocurilor și a caselor oamenilor. Uimitor, dar chiar și știind că nu e cea mai complezentă creatură, oamenii își iau pisica de junglă ca animale de companie. Cu timpul, aspectul animalului s-a schimbat, dar înclinațiile naturale în adâncul sufletului de pisică au rămas la fel, ca și a strămoșilor antici. Cei care au de gând să-și iau pisică de rasa asta trebuie să fie gata că, de fapt, își iau un prădător adevărat și cel mai probabil că își va seta propriile reguli și legi. Pentru a-și elibera energia care pur și simplu fierbe, are nevoie de mult spațiu liber. De aia despre ținerea unei astfel de pisici în apartament, trebuie să vă gândiți de câteva ori. Mekong Bobtail. Această rasă este una veche. Înainte avea un alt nume, Bobtail tailandez. De aia cred că nu-i greu să ghicim țara ei de origine. Una dintre caracteristicile cele mai izbitoare este coada acestor pisici, mai bine zis lipsa acesteia. De fapt există, doar că e foarte scurtă, cu niște îndoituri specifice. Aceste creaturi, aparent inofensive, îi mușcă puternic pe cei care reprezintă oameni în țară. Așa că să aveți asta în vedere! British Shorthair. Când vă gândiți la rasele de pisici care pot fi periculoase, puțin probabil că veți adăuga în listă rasa British Shorthair. Dar în zadar, sunt niște feline mândre și independente, care miră prin dimensiunile și caracterul capricios. Sunt alese ca animale de companie pentru blana lor pufoasă și densă, plăcută la atingere și pentru greutatea optimă. Un mascul poate cântări 5-8 kg, iar o femelă 3-5 kg. Равным характером. Necătând la faptul că sunt frumoase și se obișnuiesc rapid cu stăpânul lor, nu trebuie să uitați că e un animal independent. Nu îi acceptă pe străini și pot să ignore. În general, după natura lor, se deosebesc prin inteligență. Chiar și meunatul lor poate fi auzit prea rar. Dacă nu este educat, independența lor va duce la un caracter foarte greu. Caracal. Este o pisică sălbatică de talie medie care trăiește în deșerturile și savanele din Africa, în Asia Centrală, peninsula Arabă și coasta Mării Caspice. De la început erau clasificate ca râs din cauza aspectului similar și, într-adevăr, au aceleași urechi. După asta însă oamenii de știință le-au clasificat într-un gen aparte. Interesant e că rasa de caracal din vânători s-au mutat în categoria animalelor de companie. În captivitate, lungimea vieții lor ajunge la 15-20 de ani. Sunt venerate pentru eleganța și frumusețea exotică, pot fi prietenoase atât cu oamenii cât și cu alte animale. În Egiptul antic, aceste creaturi cu coadă erau considerate religioase. Imaginile lor pot fi des întâlnite în diferite picturi și sculpturi de bronz. Egiptenii credeau că astfel pisicile păzeau mormintele faraonilor. Manul. Animalul are un alt nume, pisica lui Pallas, în onoarea naturalistului german Peter Simon Pallas, care a fost primul ce a descris pisica sălbatică în anul 1776. Se pare că manul are o dimensiune incredibilă, dar de fapt nu îl poți numi mare. Lungimea corpului la mascul ajunge la 50-62 de centimetri, coada la 23-31, iar greutatea 2,5-4 kg. Din cauza blănii lungi arată destul de greu. De la naștere, această pisică este încăpățânată și e greu să te înțelegi cu ea. Nu va fi dulce și ascultătoare niciodată. Chiar dacă o vei hrăni cu răbdare în fiecare zi, nu va deveni o ființă drăgălașă. Și manulii născuți la grădina zoo pot fi agresivi față de oameni, fiindcă mereu îi consideră invadatori ai teritoriului său. Așa că nu va deveni niciodată un motan domestic, blând și afectuos. Manul are nevoie de stepe înzăpezite, libertate și vânătoare asupra mamiferelor mici, nu confortul unei case.
Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii, voi aveți o pisică acasă? De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!